În această lecție ți-am pregătit o provocare și mai complexă, prin care îți vei aminti cum controlăm LED-urile RGB de pe MBOT, dar și cum îl învățăm pe acesta să ia decizii. Și vom face asta transformându-l într-o mașină de poliție care pornește sirena atunci când MBOT detectează infractorii. Mai precis, vom folosi LED-urile RGB și buzzer-ul pentru sirenă și senzorul ultrasonic pentru a detecta infractorii. Hai să vedem care este schema logică pentru acest experiment. Pentru început o să fie nevoie să includem biblioteca pentru modulele de pe placa de dezvoltare a MBOT-ului. După care, în momentul în care vom porni robotul, o să inițializăm conexiunea serială și LED-urile. În partea principală a programului, o să citim și o să afișăm valorile înregistrate de senzorul ultrasonic pe consola serială. Iar MBOT va decide dacă să pornească semnalele luminoase și acustice în funcție de distanța la care detectează obstacole. Deschide exemplul pentru experimentul 4 din secțiunea 6. Și de această dată biblioteca mi.mcor.h este inclusă, așa că o să trecem la declararea modulelor pe care le vom folosi în cadrul acestei provocări. Mai întâi, hai să ne amintim cum anume declaram LED-urile. Am văzut că denumirea dată de producător acestui modul electronic este mi.RGB LED. Noi le vom spune simplu RGB, însă, în paranteză, e nevoie să trecem și numărul total de LED-uri RGB pe care le putem controla pe MBOT, respectiv 2. După care, hai să vedem cum declaram buzzer-ul, adică mi buzzer, și noi îi putem spune simplu buzzer. Senzorul ultrasonic este recunoscut de către placa de dezvoltare a robotului drept mi ultrasonic senzor, iar noi am spus senzor distanță și, în paranteză, este nevoie să specificăm și portul pe care acesta este conectat la creierul robotului, iar în cazul meu este vorba despre portul numărul 3. În fine, pentru că lucrăm cu senzorul de distanță, o să avem nevoie și de variabila distanță, în cadrul căreia o să stocăm valorile înregistrate de acest modul electronic. Și am văzut că această variabilă este o variabilă de tip int. Prin urmare, pentru a o declara, o să folosim int și numele variabilei, respectiv distanță. Mergând mai departe, în funcția setup o să fie nevoie să inițializăm consola serială, adică serial.begin și în paranteză o să trecem 9600. Totodată o să fie nevoie să inițializăm și LED-urile RGB. Iar pentru asta, așa cum am văzut în secțiunea anterioară, când ne-am jucat cu LED-urile RGB de pe MBOT, o să folosim denumirea modulului electronic, adică RGB.setPin și în paranteză o să trecem pinul pe care acestea sunt conectate la placa de dezvoltare a robotului, respectiv pinul 13. Și ajungem și la partea principală a programului nostru, în funcția loop, unde pentru început o să fie nevoie să ne folosim de instrucțiunea prin care vom citi valorile de la senzorul ultrasonic și le vom înmagazina în variabila distanță. Așa că o să avem numele variabilei, adică distanță, care este egal cu numele senzorului, adică senzor distanță, punct distance, în centimetri. Iar aceste valori înmagazinate în variabila distanță vrem să le afișăm în consola serială. Prin urmare o să ne folosim de serial.println și în paranteză o să trecem numele variabilei, respectiv distanță. În felul acesta putem avea feedback în timp real de la MBOT și putem verifica dacă programul nostru face ceea ce ne dorim să facem. Mai departe însă, în cadrul acestui program, MBOT trebuie să ia și anumite decizii. Prin urmare, o să folosim și de această dată structura decizională if-else. Iar pentru început, MBOT va verifica dacă distanța măsurată de senzorul de distanță este mai mică de 10 cm, adică acest if distanță mai mic decât 10.
Hai să vedem ce se întâmplă dacă această condiție este adevărată. O să fie nevoie să configurăm LED-urile și buzzerul robotului, astfel încât acestea să se comporte ca o sirenă de poliție. Prin urmare, pentru început o să fie nevoie să setăm culoarea LED-urilor RGB, astfel încât acestea să se aprindă alternativ în roșu și albastru. Și pentru a seta culoarea LED-urilor RGB, ne folosim de instrucțiunea RGB set color. Iar în paranteză o să trecem identificatorul LED-ului, 0 pentru primul LED, urmat de valorile pentru culori. Pentru că primul LED vrem să fie roșu, înseamnă că prima valoare o să fie 255, iar următoarele o să fie 0. După care o să fie nevoie să setăm cel de-al doilea LED, adică 1, astfel încât acesta să emită lumină albastră. Prin urmare, ultima valoare o să fie 255 și pentru a putea vedea culoarea LED-urilor o să fie nevoie să le și pornim folosind RGB.show. Mai departe, pentru că sirena de poliție are nu numai semnale luminoase, ci și semnale acustice, o să fie nevoie să pornim și buzzerul și să folosim buzzer.tone, iar în paranteză trecem frecvența urmată de durata sunetului. Să zicem că o să vrem să folosim mai întâi o frecvență mai înaltă, de 800 de exemplu, care să fie redată timp de o jumătate de secundă. Până acum am configurat doar jumătate din instrucțiunile pentru sirena de poliție. Prin urmare, o să fie nevoie să reluăm această secvență de cod, însă cu câteva modificări. De exemplu, o să fie nevoie să inversăm culoarea LED-urilor, ceea ce înseamnă că primul LED o să aibă de această dată ultima valoare 255, adică o să fie albastru. Iar cel de-al doilea LED o să fie de această dată roșu, adică prima valoare o să fie 255. Sigur că și de această dată o să fie nevoie să pornim LED-urile pentru a putea vedea culorile pe care le-am setat, iar în ceea ce privește buzzerul, de această dată o să folosim o frecvență mai mică, adică un sunet mai jos, de exemplu 300, care vrem să dureze tot o jumătate de secundă. Prin urmare, în felul acesta i-am spus robotului ca în momentul în care detectează un obstacol la o distanță mai mică de 10 cm față de senzorul ultrasonic să pornească sirena, adică să pornească semnalele acustice și luminoase. Trebuie să-i spunem însă și ce să facă în cazul în care nu detectează niciun obiect mai jos de limita de distanță stabilită de noi. În cazul acesta o să ne folosim de un else în care o să-i spunem robotului să oprească LED-urile. O să setăm valorile pentru culoarea LED-urilor astfel încât acestea să fie 0 pentru toate cele 3 culori și o să ne folosim, bineînțeles, și de RGB Show ca aceste valori să fie setate. Hai să încărcăm programul pe robot și să vedem dacă acesta se comportă așa cum ne așteptăm noi să se comporte în urma programului pe care l-am scris. Odată programul încărcat pe robot, o să fie nevoie să deschidem consola serială și hai să vedem ce se întâmplă dacă apropiem mâna la o distanță mai mică de 10 cm. Se declanșează sirena. În momentul în care robotul nu detectează niciun obstacol până în 10 cm, sirena rămâne oprită. Acesta este doar un exemplu pe care îl poți modifica. Când ai terminat de experimentat, salvează programul și dacă mai vrei să explorezi și alte scenarii în care poți folosi modulele MBOT-ului pe care le-ai testat până acum, în ultima lecție a acestei secțiuni, ți-am pregătit un experiment și mai antrenant.